Glorificat să fie Domnul. Dragii mei, vă invit să deschideți Biblia la Evanghelia după Marcu, de la capitolul 4, pagina în Biblie 966. Voi citi de la versetul 35 până la versetul 41 un text biblic foarte cunoscut, care ne va sluji de hrană în această zi. În aceea zi, seara, Isus le-a zis să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat un corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umblea corabia și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis, mării, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot nu aveți credință? I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să vă reocupați locurile. Dragii mei, am citit în această zi un text biblic care, de la o primă analiză, sugerează adevărul faptului că, da, cu Dumnezeu totul este mare. Și furtunile sunt mari. Iată că versetul 37 spune s-a stârnit o mare furtună de vânt. Și liniștea cu Dumnezeu e mare, fiindcă spune în versetul... 39, a doua parte, s-a făcut o liniște mare, dar și reverența și frica noastră de Dumnezeu, când suntem lângă Dumnezeu, e tot mare, pentru că versetul 41 însoțit de același epitet. I-a apucat o mare frică. Aproape că pare să fie un contrast, să fie o furtună mare și apoi o liniște mare, dar realitatea este că ceea ce pentru noi oameni este cu neputință la Dumnezeu este cu putință. Și chiar dacă unii ori pot surveni în viața noastră tot felul de furtuni, chiar foarte mari, în contrast cu reacția mulțimii, noi cei care iubim pe Dumnezeu, avem liniște de plină pentru că cel ce deține controlul este Domnul. Slăvi să fie numele Lui. însă înainte de a împărtăși câteva lecții din textul acesta, Vreau să subliniez câteva adevăruri introductive. Primul adevăr este acesta. Dragii mei, să știți că toate corăbile promiteau că ajung în partea cealaltă, dar nu a într-una singură era Isus. Pentru că sunt multe corăbi în care oamenii se urcă și au impresia că în toate câte corăbi au urcat ei, este și Isus. Însă realitatea este că din mulțimea de corăbii care erau aici, numai într-una era Isus. Trăim o vreme de mare confuzie când foarte multe corăbii, biserici, adunări, denominațiuni confesionale spun, noi îl avem pe Isus. Însă realitatea este că din toate corăbile care navigau pe acea mare, numai într-una era Isus. Adiacent acestei afirmații, aproape că în mod implicit survine întrebarea, și ce să ca Isus să fie în corabia mea? Și unul din răspunsurile care se poate regăsi în textul acesta este acesta. Ca Isus să fie într-o corabie a unei familii, a unei biserici, a unei slujiri. Prima condiție de care trebuie să ținem cont este aceasta. Isus trebuie luat așa cum este El. Fiindcă versetul 36, a doua parte, spune că ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Aproape că sună puțin, puțin, ciudat sintagma asta pentru înțelegerea minții noastre. Cum adică să l iei pe Iisus așa cum era? În sandale, de sculți, cu o haină scumpă dintr-o singură țesătură pe care o avea? Este ceva cu mult mai mult decât atât. Dacă vrem Iisus să fie într-o familie, într-o biserică, într-o lucrare, Iisus trebuie luat așa cum este El. Iisus are și promisiuni, are și porunci. Un porumbel nu poate zbura fără ambele aripi. O aripă este descrisă de promisiunile lui Dumnezeu, cealaltă aripă este identificată de principiile sau poruncile lui Dumnezeu. Așa că dragii mei, vreau să vă spun că atunci când vrem ca Isus să fie în lucrarea noastră, în familia noastră, în sufletul nostru, trebuie să ne asigurăm că luăm pe Iisus cu toate promisiunile și principiile sale. Pentru că realitatea este că nu în toate corabile este Iisus. Oricât de binevoitori, oricât de mult am încercat să fim însuflețiți de un spirit ecumenic și să spunem și acolo e Dumnezeu, și acolo e Dumnezeu. Și oriunde te afla și oriunde îi sta, destinul va fi același. Nu! Iată că nu numai corabia face diferența, dar și cine este în corabie face diferență. Uneori s-ar putea să nu ne placă corabia. Nu ne place culoarea corabiei, nu ne place dimensiunea corabiei. Alteori s-ar putea să nu ne placă ucenicii din corabie. Însă mai important decât culoarea și mărimea corabiei, mai important decât ucenicii care sunt în corabie, e important să fie Isus în corabie. Și când Isus Hristos este în corabie, noi vom putea într-o zi să ancorăm în portul veșniciei, în bucuria de nedescrisă în împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, aș mai rosti a doua afirmație. Chiar dacă Isus Hristos este în corabia vieții mele, tot vor apărea furtuni. Fiindcă sunt oameni care consideră că dacă s-au întors la Dumnezeu și Dumnezeu este în viața lor, furtunile n-ar mai trebui să fie și Dumnezeu rezolvă toate problemele. Dar câteodată îmi pare că cei care se luptă să trăiască în armonie cu voia lui Dumnezeu au parte de mai multe întrebări, de mai multe probleme, de mai multe suferințe. Poate că suntem subiectivi când rostim aceasta. Însă realitatea este că și dacă Isus este în corabie, și dacă suntem credincioși și ne luptăm să trăim în frică de Dumnezeu, în mod implicit și inevitabil vor apărea furtuni, vor apărea vânturi, vor apărea valuri, vor apărea tot felul de necazuri în viața noastră. Suferă și credinciosul și necredinciosul. De perfuzie are parte și credinciosul și necredinciosul. De diabet se îmbolnăvește și creștinul și necreștinul. Insulină face și credinciosul și necredinciosul. Pe citostatice câteodată ajunge și nepocăitul și credinciosul. Așa că, dragii mei, nu sănătatea sau lipsa ei este garantul faptului că noi îl avem sau nu pe Dumnezeu. Și garanția faptului că este Isus în corabia noastră este că noi îl acceptăm pe Iisus cu toată zestrea de porunci și promisiuni pe care El le face. Eu nu mă frământ de promisiunile Lui Dumnezeu, fiindcă El n-a rămas niciodată dator nimănui, însă mă frământ de principiile Lui să le înțeleg și să le împlinesc matematic, fără a știrbi niciuna dintre ele. Acesta trebuie să fie dezideratul și aceasta trebuie să fie lupta fiecare dintre noi. Să împlinim toate poruncile Lui Dumnezeu toate principiile lui Dumnezeu și numai dacă luăm pe Isus așa cum este El, cu toate principiile sale, atunci Isus Hristos este în corabia aceea. Dacă nu, noi putem spune multe, dar Isus nu își va onora nimic mai mult decât cuvântul Său. Și dacă cuvântul Său este predicat, trăit și promovat, potrivit cu valorile pe care Dumnezeu le-a inserat în ele, atunci Iisus Hristos va coborî în mijlocul nostru, atunci Hristos va coborî în casa noastră, atunci Hristos va coborî în familia noastră. Dacă noi nu onorăm pe Iisus și nu luăm în viața noastră așa cum este El, putem să ne rugăm foarte mult, foarte tare, Iisus să știți că nu este determinat de numărul decibelilor, de intensitatea vocii, nici de sforțările mele omenești, Doamne, postesc, eu mă rog, eu până mă dau de ceasul morții. Nu! În primul rând, Isus va onora un om, o persoană în suflet, o biserică, care îl va primi pe Isus cu tot ce este El. Așa că misiunea noastră, dragii mei, este să-l primim pe Isus cu tot ce este El. Și aș mai rosti a treia afirmație. În general, cel adorme pe Hristos în bisericile noastre este faptul că încercăm să navigăm și să punem noi direcția velelor și nu să lăsăm pe Dumnezeu. Știți de ce, dragii mei, în versetul 38 zice prima parte așa și Domnul Iisus Hristos dormea la cârmă pe, pe căpătâi. De ce credeți că dormea Isus la cârmă pe căpătâi? Pentru că ucenicii au încercat ei să navigheze, să direcționeze corabia cum au vrut ei. Și atunci când noi nu predăm controlul de plin Duhului Lui Dumnezeu în viața noastră, în familia noastră, în lucrarea noastră, Iisus Hristos, figurativ vorbind, va adormi în lucrarea aceea, în sensul în care El zice, eu mă retrag. De aceea noi vrem în această zi să-i spunem Lui Dumnezeu, Doamne, nu vreau să te pun la porbagajul vieții mele, adică să te folosesc pe post de roată de rezervă. Când fac pană, când ajung într-o boală, într-un necaz, când ajung în impas, atunci să apelez la tine. Doamne, nu vreau să te fac nici un fel de companion al meu pus pe bancheta din spate, cu care să mai stăm de vorbă atunci când mă plictisesc. Nici nu vreau să fii în dreapta vieții mele, îți predau volanul vieții mele, și vreau ca tu să cârmuiești și să controlezi întreaga viața mea. Cele mai mari greșeli s-au făcut în general atunci când noi oamenii am crezut că Dumnezeu trebuie ajutat. Dumnezeu nu trebuie ajutat. Avraam a crezut că Dumnezeu trebuie ajutat, dar nu fără de consecințe. Pentru că a crezut că Dumnezeu trebuie ajutat Avram, Uitați-vă ce se întâmplă și marele pericol al creștinismului contemporan și a cel care va urma probabil în, următoare, în următorii ani. Cel mai mare pericol pentru creștinism este islamismul, dragii mei. De ce? Pentru că într-o zi după ani de, zile de așteptare, Avram a zis, Doamne, dar mi-ai promis că îmi dai sămânță după mine, că îmi dai urmaș. Și am așteptat atâția zeci de ani și nu s-a împlinit. Atunci zice, nu pot recurge la nimic altceva decât la o relație reprobabilă cu raba Agar. Și uitați-vă că de acolo s-a născut Ismael, care este uh, părintele musulmanilor arabilor de astăzi, și sigur că întotdeauna între Ismael și Isaac a fost, este și va fi un puternic conflict. Încă de la naștere s-a întâmplat treaba asta. Și toate acestea, din cauza unei decizii neînțelepte prin care Avraam a zis așa, Dumnezeu trebuie ajutat. Că noi credem că Dumnezeu trebuie ajutat, îl facem neputincios pe Dumnezeu. Eu cred ceva cu tărie și este convingerea de care mă prind în cele mai negre momente ale vieții mele că dacă Dumnezeu vrea să mă ducă într-o lucrare, Dumnezeu va lupta pentru mine. Că dacă Dumnezeu are un plan pentru viața mea, pe șapte căi te poți să oamenii, pe opt căi Dumnezeu își va onora promisiunea și planul său pentru viața mea. Ascultați-mă bine, Mardoheu a spus foarte clar, Esterei, cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta te-a adus Dumnezeu la împărăție. Și iată ce trebuie să faci tu. Tu trebuie să asculți de mine, Mardoheu. Și știți ce spune acolo? Estera a ascultat de Mardoheu, tot la fel de mult cum ar fi ascultat și înainte să fie împărăteasă. Și zice Mardoheu: Că dacă tu nu vei lupta pentru binele poporului Dumnezeu, zice, izbăvirea va veni din altă parte. Pentru că, da, Dumnezeu are nevoie de mine în lucrare. Și Dumnezeu are nevoie de dumneata în lucrare, dar tot la fel de adevărat este că Dumnezeu poate și fără mine în lucrare și Dumnezeu poate și fără de dumneata în lucrare. Însă realitatea este că eu trebuie să mă pun cu tot ce am, cu tot ce sunt la dispoziția lui Dumnezeu, să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, eu mă predau brațului Tău. Când un om se întoarce la Dumnezeu, prima rugăciune a sufletului Său, știți care este? Mă predau în mâna Ta. Adică predau direcția velelor mele, predau pânzele, predau vâslele vieții mele în mâna ta și cred că tu ești Dumnezeul care mă conduci în lucrarea de mântuire, în lucrarea de slujire, în lucrarea de coordonarea vieții de familie, de educarea pruncilor mei. Și când mă predau cu tot ce am și cu tot ce sunt în mâna lui Dumnezeu, niciunul din cei care s-au lăsat pe mâna lui Dumnezeu n-au avut parte de un deznodământ și un final tragic. Toți au avut parte de un sfârșit onorabil și cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu greșește niciodată. El niciodată n-a greșit în tot ce a făcut. Și toate au un bun sfârșit când? Când El le-a început. De aceea, dragii mei, orice metodologie prin care eu, Timotei Floarea, vreau să intervin în planul lui Dumnezeu și să spun, da, Doamne, Tu trebuie trebuiești ajutat, se numește o lucrare artificială care nu îl va onora pe Dumnezeu, și asta de mască știți ce? Că eu nu mai dau valoare încrederii mele în Dumnezeu. Când eu cred că dacă vreau ca să realizez ceva, când eu cred că dacă vreau, nu știu, să mă mut în o altă țară, când eu cred că dacă vreau să uh, rezolv un proiect profesional la vieții mele, și încerc eu fără să las pe Dumnezeu și să cer voia Lui în viața mea. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că eu îi spun lui Dumnezeu, Doamne, stai pe bancă acum, că te învață Timoteo Floarea ce trebuie să faci. Însă eu în această zi voi spune, eu stau pe bancă și învață-mă tot Duhul Sfânt, ce să fac. Pentru că atunci când predau pânzele mele, velele mele, vâslele vieții din corabia mea lui Dumnezeu, Dumnezeu va ști să mă duc acolo unde trebuie. Cele mai mari eșecuri și falimente n-au fost că oamenii s-au lăsat în mâna lui Dumnezeu și au încercat să mai pună ei o virgulă la lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie să fie ajutat. Și când Dumnezeu vrea să facă o lucrare, Dumnezeu va ne trezi drumul sub picioarele noastre și Dumnezeu va fi acolo să spună, sunt aici să te ajut. O, cât de mari vor fi obstacolele, cât de mari vor fi furtunile. Vreau să vă spun că atunci Dumnezeu va interveni. Biblia spune că pentru un singur om Dumnezeu de Etiopia, Saba și Egiptul, n-a zis că de Iranul, Irakul sau eu știu ce mai țară săracă din lumea asta, ziceți dumneavoastră Bulgaria. Nu, nu. A zis, dau Etiopia. Etiopia era cel mai mare bogăție ale vremii de atunci, Saba la fel. Egiptul era cel mai puternic imperiu din vremea de atunci. Și a zis Domnul, pentru un singur om pe care l-am chemat în lucrarea mea și pe care vreau să-l folosesc în slujirea la care eu Domnul l-am chemat, dau Etiopia, Saba, Egiptul. Așadar, când Dumnezeu vrea să facă o lucrare, nu are nevoie de propte omenești, pentru că El este Dumnezeu. Și El va lupta până la capăt. De aceea, vreau să vă spun în această zi, lăsați-L pe Dumnezeu să rămână Dumnezeu. Și dacă vrem ca El să fie pe tronul de comandă al vieții noastre de familie, al slujirii noastre și al bisericii noastre, lăsați-L pe Dumnezeu să-și conducă lucrarea. Dumnezeu este Dumnezeu! și El nu-și împarte slava nici cu mine. Oricine aș fi eu, Dumnezeu e Dumnezeu și nu-și împarte slavă cu ființa omului muritoare, limitată și extrem de fragilă și efemeră, se spunea mai devreme. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Dragii mei, pe de altă parte, înțelegând faptul că noi trebuie să predăm controlul vieții noastre în mâna lui Dumnezeu, fiindcă El, Dumnezeu, ne va duce spre destinația care trebuie, și în felul acesta El nu va dormi și va fi treaz în toate furtunile vieții noastre. Pentru că nu-i durere mai mare decât când ne va ajunge cuțitul la os. Și când vom avea parte de necazuri și de dureri. Și vom avea nevoie de un cuvânt de la Dumnezeu și apoi să-L vedem pe Iisus, metaforii vorbind, dormind la cauza noastră. Ne răspunzând la cererea noastră. Și atunci va zice Dumnezeu, știi de ce? Pentru că ne-ai predat controlul în mâna mea. De aceea, în această zi, eu spun precum poetul de cântare, Ție mă predau, cu viața mea întreagă, Ție mă predau. Realitatea este, dragii mei, că da, cu Iisus totul e mare. Furtunile sunt mari. Și poate că de o grămadă de ori te-ai întrebat în viață, Doamne, de ce trebuie să trec prin atâtea furtuni în viața mea? Și probabil că la ceasul acesta când eu vorbesc, unii aveți suferințe în trup. La ceasul acesta când eu vă vorbesc, unii probabil că aveți ființe dragi internate în spital. Însă Dumnezeu ne spune fiecare dintre noi, da, furtuna e mare, dar după furtună mare vine și liniște mare. Să să fie numele Domnului Isus în veci. Și oricât de mari și de puternici ar fi valurile și furtunile, vânturile în viața noastră, marea problemă nu când vin valurile din exterior. Pentru că vestea bună este aceasta. Când eu am parte de furtuni și navighez cu corabia numită viața mea, știți ce se întâmplă? Corabia trece peste valuri. Și oricât de tare bate vântul și oricât de mult valurile izbesc în corabie, corabia navighează peste valuri și merge înainte. Știți care este singurul risc a unei corabii să poată fi afundată? Când se produc fisuri în corabie, și din interiorul corabiei începe să pătrundă apa. Și când în interiorul corabiei a început să pătrundă apa, știți ce se întâmplă cu corabia? Aia poate să se numească vasul Titanic. Corabia aceea se va afunda cu totul. Atâta vreme cât din exterior vin furtunile, noi ne strângem uniți în lanțul dragostei și al iubirii și vom cânta același refren pe care îl cânta Sfântul Apostol Pavel în Filipeni 4 cu 13. pă totul în Hristos care mă întărește. Dar dacă din interior s au produs fisura și a pătruns apa în corabie, ce se întâmplă cu corabia aia? Cât de optimist aș fi, se va afunda. De aceea, în această zi, mă rog Domnului, să mai ridice Dumnezeu oameni care să dragă spărturile corabiei și dacă a pătruns apă în corabie, să luăm fărașul vieții să scoatem apa din corabie, și încărcătura care nu-i după voia lui Dumnezeu, ca ea corabia să poată fi sănătoasă și să poată să-L aducă pe Isus Hristos acolo și Hristos să ne conducă mai departe în partea cealaltă, adică sus în împărăția lui Dumnezeu. Slăvit și binecuvântat să fie numele Lui în veci. Deseori am spus și spun și acum, nu explozia este cel mai mare pericol pentru biserică, Și implozia este cel mai mare pericol pentru biserică. Când din interior biserica se fisurează, atunci apare cu adevărat amenințarea. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea. Că dacă în trecut, în comunism, ne prigoneau ei și pentru a veni la biserică, pentru a ne ruga, pentru a face o lucrare sfântă, trebuiau oamenii să se ascundă prin catacombe, prin tot felul de case, să pună perne în geamuri, Acum ei nu ne mai prigonesc. Și slavă Domnului, avem libertate religioasă. Dar îmi pare că am început să ne prigonim noi între noi. De aceea, Dumnezeu să ne ajute să fim oameni înțelepți și de grabă să oprim implozia și apa care a intrat în Corabie să fie scoasă și Corabia să poată naviga și să-și ducă misiunea la care a fost chemată. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Dar, câteva lecții pe care ni le învață furtuna. Ce ne învață furtuna în viața de zi cu zi? Și de ce o îngăduie Dumnezeu în viața noastră? Că spuneam cumva anticipativ mai devreme că da, deși furtunile, deși Hristos este în corabie, furtunile vin în viața noastră și ba, chiar uneori foarte mari. De ce Dumnezeu le îngăduie în viața noastră? Și prima rațiune pentru care Dumnezeu îngăduie furtuni de tot soiul, în biserică, în familie, la locul de muncă, se spunea. În primul rând, Dumnezeu îngăduie furtunile ca să vezi cu adevărat cine este El. Pentru că întrebarea de la finalul pasajului biblic citit sună așa: Cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Pentru că ei până atunci au crezut că Isus Hristos este un învățător, este un împărat, este un mare rabin demn de respectat. Constituia un act de blasfemie în cultura evrească ca cineva, un om, să se adreseze mării, vântului, pentru că marea, vântul, constituiau ce? Creația lui Dumnezeu. Și să te adresezi ceva, să te adresezi cuiva sau în dreptul a ceva ce Dumnezeu a creat, însemna un act de ulă, de blasfemiere. Cum să te adresezi tu, ființă limitată și muritoare, lui Dumnezeu care a creat toate acestea? Opera de artă lui Dumnezeu. Și când a venit furtuna și Hristos a ridicat și a potolit furtuna, ei au găsit răspuns la întrebarea asta. Cine este acest? Este chiar Fiul lui Dumnezeu. Este chiar Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, lumină din lumina adevărată, pentru că da, prima lecție pe care ne-o predă furtuna este că în furtuna afli cine este Dumnezeu. Nu e așa că furtunile ni l-au descoperit pe Dumnezeu mai bine? Nu e așa că în ceasul necazului din viața noastră am cunoscut și altă dimensiune a ceea ce este Dumnezeu? Dacă Până la un moment dat ai avut impresia că Dumnezeu este un polițist grăbist, ca de fiecare dată când la intersecția vieții ai trecut pe roșu, e gata să te pedepsească, să te amendeze, când ai ieșuat și ai clacat, ai cunoscut și dragostea lui Dumnezeu. Acea dragoste nepătrunsă care ți-a spus, ai ieșuat, dar vin după tine să te ridic. Important să accepți ridicarea mea. Și Dumnezeu, dragii mei, întotdeauna s-a lăsat mai descoperit în furtuni. Eu nu mă tem atât de mult de, de, omul care a avut furtuni, falimente în viață, când mă tem de omul care spune că el n-a avut niciunul în viață. Pentru că omul fără furtuni și fără falimente este un om extrem de rău, acid, incisiv, contondent în relațiile cu cei de lângă el. Dar când furtunile au brăzdat peste inima și viața ta, gândește altfel și altfel îl descoperi pe Dumnezeu. De aceea mă rog ca prin furtunile vieții să descoperim o altă dimensiune a ceea ce este Dumnezeu. Și haideți să vă împărtășesc ceva în armonie cu ce am afirmat mai devreme. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați auzit de George Palmer. Omul ăsta a fost unul dintre cei mai răi oameni care avea o bandă de circa 10 oameni, o bandă extrem de violentă în Australia. De Billy Graham a auzit cineva? Sigur că da. În primăvara anului 1959, marele om al lui Dumnezeu, evanghelistul baptist Billy Graham, avea de susținut o evangelizare undeva în Melbourne, în Australia, unde erau acolo adunat sute de mii de oameni să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Vă dați seama că la un eveniment atât de mare în care se adună sute de mii de oameni, George Palmer, un mare infractor, un om violent, un om rău, a plănuit împreună cu ceilalți nou oameni infractori din banda lui de oameni răfăcători să vină și să-l omoare pe Billy Graham. Omul ăsta a traversat diferite dificultăți în viața lui, fapt pentru care uh, a început literalmente să lorască pe Dumnezeu și chiar să lupte împotriva lui Dumnezeu. Și când a auzit că vine cineva să vorbească despre convertire și despre întoarcerea la Dumnezeu, a zis, îi voi distruge eu lui crarea și îl voi distruge eu și pe omul lui Dumnezeu. Fiecare din cei zece oameni din banda de hoți au venit cu pistolul la ei. Și au hotărât ca la finalul slujirii lui Billy Graham, când îi cheamă pe oameni în față să se predea în mâna lui Dumnezeu, atunci, pe loc să strice toată lucrarea aceea, deja era totul premeditat să-l împuște pe Biligrem. Și s-a asigurat că stă cât mai în față, undeva unde stă fratele petrică, pe primele rânduri, ca să poată să-l fixeze direct pe Biligrem, când stătea pe acea mare scenă și va predica, a scris, voi scoate pistolul și cu un singur glon te l-am împușcat pe Biligrem și l-am omorât și se va face de râs toată lucrarea lor și nu va mai avea el niciun fel de curaj să cheme pe oameni în față și toți vor pleca acasă la fel cum au venit, la fel de răi, la fel de păcătoși. Numai că după ce au început oamenii să cânte și Billy Graham s-a ridicat la învon să predice, omul ăsta a început să spună, ăsta despre mine vorbește. Și Duhul Sfânt îl cerceta atât de mult, încât zicea de la vârsta de șapte ani, după ce am trecut primar drame și furtuni în viața mea, n-am mai plâns niciodată. Pe alții i-am făcut să plângă, dar eu n-am mai plâns niciodată. Și în timp ce Billy Graham, marele evanghelist, predica, eu, marele șef al acestei bande de hoți, plângeam în hoote și la final am lăsat pistolul într-o haină, am lăsat haina pe scaun și am ieșit în față și mi-am predat viața în mâna lui Dumnezeu. Unitor zice că nu doar eu m-am predat, încă op din banda de hoți care au venit cu mine aveau exact același trăiri. Au lăsat pistoalele în hainele lor și au ieșit în față și s-au predat în mâna lui Dumnezeu. Și știți ce a înțeles Billy Graham mai târziu, după ce s-a relatat această experiență? Că în marile amenințări și furtune ale vieții, îl vezi mai mult și mai bine pe Dumnezeu, că este suveran peste tot și toate, el poate schimba împrejurări și circunstanțe și el poate transforma pe oameni. Cu oameni vin cu planuri și cu gânduri malefice și Dumnezeu schimbă, transformă, eliberează și își face lucrarea de slavă. O glorifica să fie Domnul în veci! De aceea eu spun, Dumnezeu este suveran. Dumnezeu nu ne-a abandonat. Uneori poate părea că Dumnezeu și-a abandonat slujitorii, că Dumnezeu și-a abandonat lucrarea, că Dumnezeu a abandonat România, că Dumnezeu a abandonat lumea, dar Dumnezeu conduce destinele omenirii. Și când se va ridica El ca un viteas să lupte, niciunul din cei care au crezut că pot lupta contra lui Dumnezeu nu vor putea să stea în fața majestății sale. Pentru că numele lui este Iagve. Și în fața acestui nume, când au întrebat tâlharii care au venit să-L omoare pe Iisus în grădina Ghețiman, cine ești? Și când a spus, eu sunt cel ce sunt, adică ebraicul Iagve, au căzut cu fața la pământ, știți de ce? Pentru că era numele de autoritate a lui Dumnezeu. Și în fața acestui nume de autoritate, infractor precum George Palmer se întorc la Dumnezeu oameni cu legături și cu vicii cad prăbușiți, demoni cad în leșin când se pronunță numele Lui Dumnezeu și cancerul și bolile când se pronunță numele celui mai mare din univers, Iagve, Dumnezeu cel ce este, boala, vicile, atacurile demonice și toți demonii cad în leșin. Spunea cineva într-o mărturie, zice că o persoană tânără s-a îndepărtat de Dumnezeu și a dezvoltat vicii după vicii, legături demonice după legături de menice, demonice. Și la un moment dat, în timp ce a ajuns într-o groapă a imoralității atât de mare, mai că s-a credincioasă, se ruga lui Dumnezeu pentru, pentru, copil. Și spunea, Doamne, fă o minune, fă un miracol, furtuna în care am ajuns este prea mare. Nu mai știu ce să fac, cum pot să-mi imaginez că eu, care atunci când m-am dus în sala de maternitate și s-a născut o gâgălice de copil în burtica mea, zice, M-am dus în sala de maternitate, l-am ținut la pieptul meu și am zis să-ți fiu un înger, o bucurie, o fericire a vieții mele. Și din adolescență a devenit un rebel, mai apoi s-a făcut un tânăr și a ajuns atât de departe și atât de rău. Și nu mi-aș fi imaginat vreodată copilul pe care ani de zile l-am ținut la pieptul meu, căruia i-am cântat, căruia i-am vorbit, pe care îl pupam și îl țineam ca pe cel mai mare dar al vieții mele, să ajung acum să fac atâtea arele în lumea asta. Și zice, într-o descoperire tânărul ăsta care era chinuit de diavol în tot felul de legături, vedea rugăciunile mamei și spunea el, cu fiecare rugăciune a mamei, cât un demon cădea din viața lui, cât o legătură demonică se rupea. Și diavolul era mai înverșunat, cu câtea se ruga mai cu autoritate, mai cu post, încă o legătură se rupea. Pentru că, da, dragii mei, în lumea spirituală, una din cele mai puternice arme este rugăciunea în care este invocat numele Lui Dumnezeu. Slăvi să fie Domnul! A doua lecție pe care o învățăm în furtunile vieții nu este doar cine este Dumnezeu, învățăm și cine suntem noi. Poți să te crezi tu, Petre, pescar de meserie, că experiența ta de viață de pescar profesionist care a mai întâmpinat valuri și vânturi și furtune o grămadă, ai impresia că tu controlezi totul și că nimic din tot ce se întâmplă în lumea asta nu poate să te depășească în vreun fel? Sau ai putea în vreun fel sau altul să pierzi vreodată controlul? Zice Petru, de furtuni din asta am avut parte. Da, dar asta e o altfel de furtună. Se numește mare furtună. Și când marea furtună a venit peste Petru, care până atunci a mai întâmpinat și el furtuni. Că atunci când ești pescar de meserie pe Marea Galilei, de multe ori a întâmpinat furtuni și valuri. Și a zis, știu eu cum fac, cum eu mișc velele, cum eu uh, uh, vâslele le învârt așa, bă, când vine furtuna, le explica la alții, era un bun pedagog. A zis, spun eu, când vine furtuna, ce trebuie să faceți? Că din atâtea furtuni, zice, am scăpat și am trecut cu Brio. Numai că asta era o altfel de furtună. Era o furtună prin care Dumnezeu îi spunea. E o mare furtună prin care tu să te lepezi de părerea ta grozavă despre tine și să vezi cu adevărat cine ești tu, că în fața furtunii și tu ești la fel de mic ca oricare altul. Și știți ce s-a observat în dreptul pescarului Petru? Că e fricos și necredicios. Că în furtunile vieții afli cine ești cu adevărat. Câte vreme toate lucrurile ne merg bine, ni se pare că suntem pe cai mari. Sănătate e sănătate, prunci sprunci, salariu-i salariu, e salariu, casă e casă, mașina și mașină. Ni se pare că noi controlăm lucrurile și că noi avem ultimul cuvânt de spus. Însă vreau să vă spun că ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Ultimul cuvânt îl are Dumnezeu. Și știți când îți dai seama cu adevărat de cine ești cu adevărat? Când treci prin suferințe. Când treci prin drame și când ești pe colidorul spitalului sau pe aleia cimitirului. Când ești la citostatice sau ești cu perfuzia în mână sau tu la niște aparate cu lumini verzi și spui, domnul doctor, mai am mult de timp de trăit, atunci îți dai seama care este valoarea ta spirituală. Deseori am spus și o spun și acum, îi zice Dumnezeul Petru, satana va ceru cerut să vă cearnă ca greul, dar știi de ce vine cernerea Petre? Ca să se facă diferența între greu și pleavă. Că numai atunci când vine cernerea îți dai seama ce fel de om ești cu adevărat. Câtă vreme totul este bine, poți cânta mai tare decât mine, te iubesc Iisuse. Dar poți cânta, te iubesc, Iisuse, când miercuri îți îngro mama și miercuri noapte urci în avion să predici Evanghelia? Poți cânta, Doamne, eu sunt omul care te slujesc și îți rămân smerit și respect cuvântul tău fără să calc vreuna din principiile tale, chiar și atunci când nu mi se face pe plac mie? Reușim noi să acceptăm voia lui Dumnezeu chiar și atunci când voia lui Dumnezeu este diferită de voia noastră? mai putem cânta noi voia ta, nu voia mea să se facă, Doamne, în viața mea? Cum era cântarea aia? Cam așa, nu? Voia ta, nu voia mea. Noi am schimbat-o acum, știți cum? Voia mea, nu voia ta, să se facă, Doamne, în viața mea. Cam asta e. Și atunci, știți când îți dai cu adevărat seama de valoarea spirituală a unui om și de maturitatea ei sau lui spirituală? nu când voia lui Dumnezeu coincide cu voia lui. Și când voia lui Dumnezeu nu coincide cu voia lui sau cu voia ei. Și când voia mea nu coincide cu voia lui Dumnezeu, ce fac? Aleg voia mea sau voia lui Dumnezeu? Și eu spun aleg voia lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, să ne ajute Dumnezeu să prevaleze în viața noastră voia lui Dumnezeu. Amintiți-vă ce a spus Hristos în grădina Ghețiman. Totuși, nu facă-se cum eu, măcar că și eu am o voință. N-aș vrea parcă să beau parul ăsta amucă, e atât de greu să-l pot bea, cu toate păcatele omenirii. Totuși, facă-se nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Și asta se numește maturitate, asta se numește înțelepciune, asta se numește, se numește credincioșie. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. De aceea Dumnezeu îngădie furtuni în viața noastră, ca să vezi cu adevărat cine ești. Trei. A treia lecție pe care o învățăm din furtuni este... Că Dumnezeu îngăduie furtunile să vezi și cine sunt cei de lângă tine. Vezi cu adevărat cine sunt cei de lângă tine. Și se vorbea astăzi despre Iov. N-am vorbit cu sora Monica nimic, dar se potrivește de minune cu poezia despre Iov. Și auziți ce zice Bildad din Sofar, uh, Bildad din Joa, Sofar din Aama. Ce zic cei trei prieteni, Elifaz din Teman, Bildad din Joa și Sofar din Aama. No, eu păcătuită răi tu cu ceva, zici. No, zice, nu se poate că Dumnezeu te trece prin toate talazurile astea, ai păcătuit cu ceva. Și au început lecții de morală. Atunci s-a dovedit cu adevărat prietenia lui Elifaz. Niciunul din voi n-a vorbit cu înțelepciune. Pentru că în furtuni, în cernele și în dramele vieții, vezi cu adevărat cine sunt cei care te înconjoară. Știi de ce Dumnezeu să vină ploaie în viața noastră câteodată? Ca să vezi cine e dispus să împartă umbrela cu tine. De aceea în furtunile vieții vedem cu adevărat fața celor de lângă noi. Și mă rog din toată inima să ne dea Dumnezeu statornicia ca în furtunile vieții să nu ne compromitem. Și să rămânem oamenii lui Dumnezeu până la capăt, alegând mai presus de orice, principiile lui Dumnezeu pentru viața noastră. Că dacă noi ne compromitem, înseamnă că noi nu suntem oamenii lui Dumnezeu. Desi ori mi se întâmplă să văd oameni care nu îl mai iubesc pe Dumnezeu. Iubesc doar via lui Dumnezeu. Și sunt oameni care, dacă nu mai au via lui Dumnezeu, nu îl mai iubesc pe Dumnezeu. Și am cunoscut povestea unui om care, când n-a mai fost conducător și diacon într-o biserică, n-a mai venit la biserică în veci. Și sigur că nici lângă Dumnezeu n-a mai rămas, s-a îndepărtat cu totul. Atunci mi-am dat seama că oamenii ăștia, când a venit furtuna, a arătat că ei au iubit doar microfonul, ei au iubit doar amvonul. ei au iubit doar orga, ei au iubit doar acordionul, ei au iubit doar via lui Dumnezeu, dar nu pe Dumnezeul viei. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute să-L iubim pe Dumnezeul viei. Și dacă mai întâi iubim pe Dumnezeul viei, implicit vom iubi și via lui Dumnezeu. Dar mai întâi Dumnezeu și apoi lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să ne binecuvinteze. Așadar, Dumnezeu îngădie furtuni ca să vezi și pe cei de lângă tine. Știți, mi-a zis odată o soră, zice frate Timotei, hai să spun o chestie. Zic eu care. Și uite, mi-am blestemat copilul. Și uite, asta mă apasă. Dar cum? Zice, uite, m-a supărat și am blestemat. Și ce? Mi-a scăpat, frate, niște vorbe. Și am spus, nu, nu ți-au scăpat. Au fost în tine. Ați văzut că prin oraș, prin zonele de centru mai ales și la diferite uh, instituții, găsești câte un tonomat din ăla mare. Unde i cafea, unde i lapte, unde i ceai, unde i ciocolată caldă. Și deseori se întâmplă să mai vezi câte un golan cu mușchi, cu mult și mite puțină, cam asta e axioma în general, că bagă o bagnotă de un leu acolo în tonomatul ăla și nu merge, apasă pe buton, o zice, mă, să-mi dea asta cafea espresso. Nu merge. Știi ce faci? Dă cu pumnul tonomat. Deseori mi s-a întâmplat să vă treaba asta. Altul dă cu piciorul, zice să meargă tonomat. Dar unul de lângă el care mai știe citi și el o țâră, zice, mă, dar nu vezi că scrie orice produs 2 lei, mai bagă încă o, o bagnot. Și mai bagă încă o bagnotă. No, și atunci apasă pe tonomat și știi ce e de tonomat? Exact ce a cerut. Ce ai? Eu poate dacă eram în locul tonomatului, băgam o suliță în coastă. Nu, no, după ce mi-ai dat două palme mai devreme, cum ați bag o suliță în coastă. Dar tonomatul, uite, domne, tot ce ai. Știi de ce? Că tonomatul așa a fost prestabilit să fie. Cu fiecare palmă pe care o iei de la viață, tu nu poți înjura. Tu nu poți jigni, dacă ești omul lui Dumnezeu. Tu poți spune care este greșeala, tu poți spune care e nedreptatea, tu poți spune care este răutatea, tu poți spune care e păcatul dar tu vei rămâne omul Dumnezeu integru până la capăt. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne ajute. Păi stau un coleg de-al meu de slujire, pastor din București, faptul că atunci când unul din frații lui de corp a ajuns în comă, nu știu câte uh, săptămâni de zile, după ce s-a trezit din comă, zice, o cunoști pe nevastă, dar nu o cunoștea. Mă cunoști pe mine, era frate, nu cunoștea pe nimeni. Uh, pur și simplu. Și atunci a zis, după ce s-a trezit din comă, te rog, spune-ne ceva. Și au zis și zice el când s-a trezit din comă. Domnul este păstorul meu nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun ver și mă duce la pe de odihnă. pentru că cei ai strâns când era primăvară în viața ta, vei putea cânta în iarna vieții tale. De aceea, dragii mei, când a venit momentul de criză, de faliment, din el n-au și nici înjurături, nici blesteme și cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. De aceea, vreau să vă spun în această zi, mi-aduc aminte într-o biserică de sat, de sector, M-am dus într-o zi pe neașteptate și am surprins frații din uh, comitet că discutau într-un mod contradictoriu. Adică, mai pe românești să certau. Și când am intrat acolo, zic, oh, frate, Timotei, ce, ce nu ne-ai spus? Că ne-ai prins într-un moment. Uh, și zic eu, nu vă frământați că trebuie să fie și din astea între voi. De ce? Să iasă la iveală cei găsiți buni. Mereu în momentul de conflict și de cernere, Dumnezeu va arăta cine sunt eu, cine sunt cei de lângă mine. Și cine este Dumnezeu care apare în scenă? Slăvi să fie numele Lui în veci. Și da, aș mai zice două vorbe și ne apropiem de încheiere. A patra lecție pe care o învățăm în furtună este aceasta: în furtună afli valoarea sau puterea rugăciunii. O singură rugăciune scurtă făcută de ucenici, "Doamne, nu-ți pasă că pierim?" a fost suficient ca Isus să intervină în scenă și să oprească furtunile și valurile. O simplă rugăciune scurtă unor nici disperați, dar sincer, care au strigat la timpul și la persoana potrivită. Nici la Arsene Boca, nici la vreun sfânt a strigat direct la Domnul Isus. O, învățătorule, nu-ți pasă că pierim și în furtuni afli cât de importantă este rugăciunea în viața ta. Că numai prin rugăciune poți răzbate și merge înainte. Știți cântarea aceea, drumul slavei trece și pe la cruci. Credincioșii știu în genunchi să-L pentru că da, adevăratul drum al vieții este cu furtuni. Dar toate aceste furtuni au menirea să ne arate încă o dată puterea, eficiența și valoarea rugăciunii. Că dacă toate ne-ar bine în viața asta, nu ne-am mai ruga. Dar Dumnezeu îngăde citostatice. Dumnezeu îngăde cât o vizită la spital. Dumnezeu îngăde cât un faliment. Dumnezeu îngăde cât un, cât un eșec. Știți de ce? Ca să căutăm mai des rugăciunea în viața noastră. De aceea, binecuvântat fi tu ce de încercare, că mi l-ai descoperit pe Dumnezeu mai bine. Și binecuvântată fi tu rugăciune, că prin rugăciune am primit izbăvirea de la Dumnezeu și puterea de a merge înainte. Slăviți să fie numele Lui în veci. Și ultima lecție pe care ne învață furtuna este aceasta. După fiecare mare furtună, afli că o mare biruință se apropie. Când Isus Hristos se adresează mării taci fără gură, în mod fără echivoc, marea, literalmente vorbind, nu are gură. Marea se poate auzi, valurile ei da, vântul poate bate puternic, însă în mod garantat Dumnezeu, Fiul Iisus Hristos, vorbea cu diavolul din spatele furtunii pe care a generat. A zis, taci fără gură. De ce a dezlănțuit diavolul furtuna pe Marea Galilei? Diavolul a dezlănțuit furtuna cel mai probabil pentru că imediat în versetul următor, Iisus Hristos merge în ținutul gadarenilor și acolo erau niște îndrăciți care aveau nevoie de eliberare. Și a zis, diavolul, știu ce am să fac. O să încurc o lucrare Domnului Iisus Hristos și a ocenicilor lui, voi porni o mare furtună, o mare ambuscadă, mari valuri, vânturi puternice ca să nu mai lucreze Dumnezeu în dreptul ținutului din Gadara. Și acum vei vedea niște ucenici disperați, o corabie frântă și niște oameni care se vor resemna și vor spune a fost suficient când ne-am căznit să luptăm, să se oprească furtuna. Nu mai merge mai departe. Fiecare la casele lor. Însă, vreau să vă spun că nicio furtună nu-L poate intimida pe Dumnezeu. Și nimic nu-L poate lua prin surprindere pe Isus. Iisus se ridică, poruncește vântului mării furtunii să tacă, furtuna tace, se face, spuneam, o liniște mare, ei au parte de o mare experiență cu Dumnezeu care le pune în sufletul lor o mare frică de Dumnezeu, ceea ce câteodată îmi pare că noi suntem predispuși să pierdem. Și după ce vine această izbăvire a lui Dumnezeu, urmează, dragii mei, o altă mare izbăvire, niște îndrăciți de la Gadara, pe care nimeni nu mai dădea doi bani au găsit mântuirea și eliberarea. Ăștia se tăiau, își făceau tot felul de tăieturi în mâini, umbrau prin cimitire, își abandonase familia, copiii, erau pe drumuri. Însă vreau să vă spun că Isus a zis, mie îmi pasă și de îndrăgiți ăștia din gadara, pentru că nimeni nu mai dă doi bani pe ei, nu se mai găsește antidot și leac pentru problemele lor. Dar eu, Domnul, voi găsi antidotul și leacul de care este nevoie. Și da, furtuna care a venit, a avut dreptul să-L oprească pe Hristos, dar Hristos fiind suveran peste mări, peste valuri, peste vânturi și furtuni, a oprit valurile și furtunile și a ajuns în gadara. Și a zis, diavolul, dacă n-a mers cu furtuna, viu este Domnul că va merge cu vicleșugul. Și a zis, va merge cu viclenia. Cât costă armistițiu cu tine, Doamne? E suficient o închinare? O, o, o alergare pe genunchi? Și să mă închin înaintea ta și să spun, Iisuse, Fiul lui David, ai venit să mă chinuiești înainte de vreme? Recunosc că au uitat, oamenii au uitat că au vreme și apoi vor expira. Dar noi n-am uitat, știm că avem o vreme și uite, vrem să facem ceva, vrem să-ți recunoaștem domnia și întreciți ăștia au alergat. Nu cum venim noi la biserica gale, ăștia au venit la închinare alergând și ei s-au închinat. Acest, acest gest al închinării, cel mai probabil... Era o reverență în care se prăbușea pe genunchi și îi spunea, tu ești mai mare decât mine. Și așa, dacă n am mers să-l opresc pe Hristos, să aducă izbăvirea cu furtuna care s-a dezlănțuit în corabie, poate că merge cu vicleșugu. Și uite, acum eu mă plec, mă închin și îi spun, hai să facem asta, hai să facem asta. Și știți ce a zis Isus? Pe mine nu a oprit nici furtuna, dar nici viclenia voastră. Eu sunt Dumnezeul care sunt hotărât să lupt ca sufletele să fie salvate. Eu sunt Dumnezeul hotărât ca cei legați de diavol să fie liberați. Și mai presus de orice, și mai presus de imaginea mea, și mai presus de demnitatea mea ca Isus și de actul de proconeală ieftin și acest act de servilism prin care voi vă închinați înaintea mea, e importantă lucrarea lui Dumnezeu. Eu pot oricând să îngenunchez ca lucrarea lui Dumnezeu să rămână în picioare, dar nu vreau să îngenunchez lucrarea lui Dumnezeu ca eu să rămân în picioare. De aceea trebuie să învățăm în această zi faptul că da, după o mare furtună, Dumnezeu pregătește o mare biruință. De aceea mă rog ca Dumnezeu să ne deschidă ochii și perspectiva să vedem. Că în fața noastră Dumnezeu a pregătit o mare izbăvire. Unii ori noi nu o putem vedea din cauza vântului și a plăilor care bat. Dar Dumnezeu ne-a dat parbrizul vieții mai mare decât o retrovizoare. Ca să privim mai puțin în spate și mai mult în față spre ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi. Da, Doamne! Vin furtunile în viața noastră, negreșit. Vin valurile și lovesc cu atâta putere și repeziciune, negreșit. Da, de eu, Domnul, voi pregăti o mare izbăvire și izbăvirea se apropie. Și o voi spune, sunt gata, Doamne, să pot să accept lucrarea ta de propășire, slava ta și puterea ta coborâtă în adunare. Acest este dezideratul și scopul final al fiecăruia dintre noi. Noi ne-am întors la Dumnezeu că oamenii să fie mântuiți, noi să fim mântuiți, cei ce ne ascultă să fie mântuiți și într-o zi să nu ratăm cerul. Pe pământ putem rata scaune omenești, pe pământ putem rata titluri, putem pierde bunuri patrimoniale, putem pierde relații, dar să nu-l pierdem pe el. Că dacă am pierdut pe el și n-am pierdut pe oameni, să știți că înseamnă cea mai mare pierdere. Dar dacă am pierdut oameni și a rămas Hristos cu noi, din cenușă ca pasăra Fionic se va ridica și Dumnezeu îți va da surâsul pe buze, cântarea de laudă în gură și te va pune din nou din nou te va pune să stai pe ziduri. De aceea, cred că în această vreme grea, o să te, rog, te rog, Ovidiu, să pregătim imediat o cântare de tulburare la nivel general. Oriunde te duci în lumea asta, în România sau în Europa, sunt multe furtuni și frământări. Parcă mai multe ca niciodată. Și m-am întrebat, de ce, Doamne, se întețește furtuna? Pentru că e trăim ultima sută de metri. Și cel ce vine va veni și nu va zăbovi de aceea noi trebuie să ne pregătim pentru marea întâlnire cu el. Să fim gata să experimentăm lucrările sale de slavă și de laudă. Să-i spunem lui Dumnezeu, suntem gata, Doamne, să facem lucrarea ta. Și oriunde tu ne vei chema, suntem gata, Doamne, să plătim orice preț de dragul de a nu pierde marea întâlnire cu tine. Și te rog, nu mă lăsa, Doamne, să te pierd pentru nimic în lume. Da, Pavel a pierdut Dima din dragoste pentru lumea de acum. I-a întors spatele. Alexandru Căldăraru i-a făcut un rău, dar zice, toți m-au părăsit la întâiul meu cuvânt de apărare, dar Dumnezeu a stat lângă mine, să stea Hristos lângă dumneavoastră și cu Hristos vom face mari sprăvi și vom fi de neclintit. De aceea, în această zi, eu vreau să-i spun, nu pleca din corabia vieții mele, Doamne! Nu pleca din sufletul meu, Doamne! Nu pleca din casa mea, nu știu dacă știți cântarea asta, nu știu ce cântare ai gândit, Ovidiu, dar poate că această cântare ar fi potrivită. Doamne, te rog, nu pleca din inima mea. O știți? Bun, atunci haideți să o cântăm basa. Ne ridicăm cu toți pe picioare. Și în această zi facem din versul acestui cântec o rugăciune a sufletului nostru. Și voi spune lui Dumnezeu, rămâi în corabia vieții noastre. Noi vrem să-ți predăm ție, Doamne Iisuse, viața noastră, familia noastră, lucrarea care ne-ai chemat. Și Tu ești Dumnezeul care vei controla totul. Pentru că Tu, Doamne, care ai început această frumoasă lucrare noi, o vei duce la bun sfârșit. Și oricât de greu ne va fi, știm că de partea noastră vei lupta ca un viteaz. Și când se ridică El ca un viteaz, ne trezește drumul sub pașii Tăi. El îți deschide perspectiva și vezi lumina de la capătul tunelului. De aceea, în această zi, indiferent de furtuna care stă în față, stimate frate și soră, dragă biserică, nu uitați că Dumnezeu este în control. Nu uitați că Dumnezeu rămâne Dumnezeu. Și El este acela care se înalță ca un viteaz. Și oricât de mare va fi golia tu care înaintează cu putere. Cel ce ne ține pe brațele sale este Dumnezeu. Nimeni nu te poate smulge din mâna Lui. Și cu El vei fi de